Rezerva de apă este în scădere, dar totuși suficientă pentru toți beneficiarii, care se alimentează centralizat din sursa de apă de suprafață, anunță Administrația Națională Apele Române, după ce specialiștii Comisiei Europene au avertizat că jumătate din teritoriul Uniunii Europene este expus riscului de secetă, iar România, alături de Franța, Spania, Portugalia și Italia, se vor confrunta cu o scădere a randamentului culturilor. Conform Observator News, Administrația Națională Apele Române amintește populații că este nevoie să folosim rațional resursele de apă, astfel încât acestea să fie suficiente pentru toți beneficiarii. ANAR precizează că la sfârșitul lunii iulie, în cele 40 de lacuri principale de acumulare cu rol important în alimentarea cu apă pentru populație, industrii și producția de energie electrică pentru sistemul energetic național, vom menține un coeficient de umplere de peste 70%. În 345 de localități din județele Botoșani, Iași, Vaslui, Galați, Bacău, Suceava, Vrancea, Olt, Gorj, Hunedoara, Sălaj, sunt fântâni secate parțial, unde autoritățile locale și inspectoratele județene, pentru situații de urgență, iau măsuri de transport a necesarului de apă sau măsuri de denisipare sau decolmatare a puțurilor. Din cele 80 de secțiuni de monitorizare a secetei hidrologice, la 19 secțiuni s-au înregistrat debite sub cel minim necesar pentru satisfacerea cerințelor sub aspect cantitativ în bazinele Someș-Tisa, Banat, Olt și în special în bazinul hidrografic Siret și Prut-Bârlad. În afara secțiunilor de monitorizare a secetei, secțiunile a 20 de stații hidrometrice din râuri sunt secate. ANAR face apel la calm și responsabilitate, relatează Observator News.